Cum ați fost numită dumneavoastră? Ați fost numit deci ce... în momentul când au venit aici, eu eram numit de trei săptămâni șeful Academiei de, de Fotbal de la Dinamo. Cine vă numise? Bogdan Bălănescu. Bălănescu, ok. Da. Au venit aici și a zis nu, că aducem noi din, din Spania șef de Academie da. și pe, pe ursul numit la echipa a doua. Și atunci Pablo Costacero a venit pe stadionul Dinamo, unde a venit și președintele de la Clubul Sportiv și tot, și m-a prezentat la antrenorul echipei a doua, că am format echipa a doua. Noi echipa a doua am format-o cu... 5 zile înainte să înceapă campionatul. Ați semnat un alt contract? Da, normal am schimbat, am semnat contractul de antrenor. Umblasere la ceva sau doar încadrarea, funcția? Adică a și la bani sau la ceva? a schimbat contractul, mai bine, cam aceiași bani. Cu toate că nu sunt foarte mulți bani. Dar mai cred. cât câștigați? Puteți să ne spuneți? Păi da, șase mii de lei. Șase mii de lei? Asta era salariul șefului de centru de la Dinamo? Da, da. Așa. Da, deci foarte, foarte mic pentru că am înțeles condițiile care erau la Dinamo. Deci. Eu sunt dinamovist de mic, da. am venit de la de la o vârstă fragedă în Dinamo da. și la care am 17 înțeles... 11 ani, nu? 17. la nu, la 13 ani. La 13. La 13 ani, la 13 o să ani. Vorbim și am venit despre asta, da. O să vorbim da. și despre asta, o să ajungem. De cât să... sunteți neplătit în primul rând? De da. cât timp? Deci am intrat în așa lună. A câta? Așa. 6. Wow. Deci iulie, deci august, descurcați? septembrie, octombrie, noiembrie Și am uitat în decembrie așa se luni. Iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie Deci așa se luni. Așa se luni acum amint, de Ce la faceți? Cum vă descurcați? Ne descurcăm Cum? Hum. Eu nu mă descurc Poate hum. mai am o pensie da. Ah, ok, da De colonel Da, ah, eu da. Pe da nu, da, să lăsăm cu colonel de Asta lumez, poate a lumez, fost și munca mea Deci lumez. nu Nu eu, eu am avut o șansă Da Am avut o șansă Care în momentul și o să vă, o să vă și asta în momentul când mi-a rupt piciorul și am văzut că nu mai revin la nivelul care eram și am pierdut contract afară, că am pierdut echipa națională, că am pierdut asta, m-am reactivat în poliție. Și ați lucrat efectiv? Da. Ce am lucrat făcut? o jumătate de an. Ce ați făcut în jumătatea de an în poliție? Și mă duceam la 90, în uniformă, cum am văzut de, că nu, 94, 94, 94. Cum au văzut cei de la, de la, bloc în uniformă s-au speriat. Deci aveți, în 94 aveți 30 de ani. Da. Da. Erați m a lăsat foarte... Tână. Deci, foarte tânăr. Și foarte tânăr. Când v-au văzut cei de la blog ce s-au speriat? S-au speriat. Cum au văzut un uniform? Fără... A zis că mă știau, știau de fotbalist. Da.